Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în ședința de pe 18 ianuarie hotărârea numărul 4. Cele mai importante prevederi din această hotărâre sunt legate de excepția de la intrarea în carantină. Se instituie excepția de la carantinare pentru persoanele care au fost vaccinate cu a doua doză, doza de rapel, dacă aceste persoane intră în România la mai mult de 10 zile după vaccinarea cu a doua doză. Același regim se aplică și în cazul persoanei care este contact direct cu o persoană pozitivă dacă momentul contactului a fost la mai mult de 10 zile de la vaccinarea cu a doua doză. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a mai dispus instituirea posibilității ca și persoanele care sunt contact direct cu un pacient pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 să iasă din carantină în ziua a 10-a dacă efectuează un test în a 8-a zi, rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. Totodată, persoanelor care sosesc în România din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, li se aplică excepțiile de la măsura carantinei stipulată în hotărârea numărul 1 din 2021 și hotărârea numărul 3 din 2021, dar și excepția de la carantinare în cazul în care au fost depistate pozitiv la testul COVID-19 dacă au trecut mai mult de 14 zile de la data confirmării, dar nu mai mult de 90 de zile de la acest moment. De asemenea, și pentru persoanele care intră în România din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, la fel ca pentru persoanele care sosesc în România din celelalte state aflate pe lista de risc epidemiologic pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții sau tratamente medicale în cazul în care nu suportă amânare, exemplu, afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică, în program de hemodializă și altele. Persoanele care vin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și sunt exceptate de la măsura carantinării, respectiv persoanele vaccinate sau cele care au fost confirmate cu SARS-CoV-2 și sunt în perioada cuprinsă între 14 și 90 de zile de la momentul confirmării, nu trebuie să prezinte rezultatul testului COVID-19 la intrarea în România. Aprobarea listei țărilor sau zonelor sau teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, listă valabilă, începând cu data de 19 ianuarie anul curent, ora 24. Țările cuprinse pe această listă sunt Gibraltar, Cehia, Andorra, Irlanda, Slovenia, San Marino, Marea Britanie, Panama, Israel, Lituania, Statele Unite ale Americii, Muntenegru, Portugalia, Cipru, Suedia, Monaco, Slovacia, Aruba, Letonia, Liechtenstein, Olanda, Estonia, Bonaire, Saint Eustatius și Saba, Elveția, Danemarca, Spania, Puerto Rico, Serbia, Georgia, Malta, Columbia, Saint Martin, Italia, insule Turks și Caicos, Africa de Sud, Croația, Luxemburg, Polonia, Franța, Germania, Austria, Seychelles, Emiratele Arabe Unite, Argentina, Canada, Palestina, Brazilia și Jersey.